Fiți foarte atenți de unde cumpărați bijuterii. Comisia Europeană a dat zeci de alerte în ultima perioadă pentru mai multe tipuri de cercei, brățări și coliere, care ajung în toate țările de pe continent, în special din China și din Turcia. În compoziția lor au fost găsite substanțe care ne pot pune sănătatea în pericol. Cercei, coliere, curele de ceas și brățări comandate din China și Turcia, toate au intrat în vizorul autorităților europene. Potrivit experților, cele mai multe sunt confecționate dintr-o combinație de metale care, la prima vedere, imită argintul sau aurul. Cadmiul și plumbul sunt substanțele care au ridicat semne serioase de întrebare. Sunt metale grele pe care unele companii le folosesc pentru a avea costuri mai mici de producție sau chiar pentru a falsifica bijuteriile. În timp ce cadmiul este folosit adesea pentru lipit, plumbul este inserat direct în produs pentru a-l face mai greu. O bijuterie mai grea este automat și mai scumpă. Problema este că aceste metale pot ajunge în timp în organism, trec prin piele la o purtare îndelungată și duc la reacții alergice și iritații. Inspectorii pentru protecția consumatorilor confirmă că opresc tot mai des de la vânzare astfel de bijuterii neconforme. De aceea este important să ne asigurăm că odată cu podoabele primite și un certificat de calitate și de garanție internațional, așa cum se întâmplă în magazinele autorizate. În plus, este indicat să verificăm și codul ștanțat pe bijuterie. Fiecare metal are unul. Amalia Stoica, managerul unui magazin de bijuterii. La argint, de exemplu, avem marcajul clasic DS925, iar la metalele comune, care includ și argint, avem marcajul de ALEMET. Îl puteți găsi în interiorul produsului fără nicio problemă sau pe lateral în funcție de produs. Potrivit Comisiei Europene, nu ar strica să fim precauți și în privința parfumurilor ori cosmeticelor care provin din țări în care legislația și rigorile europene nu se aplică. Relatează știrile Protect TV.ro.